ai iubiții noștri, Domnul, scump frați și scumpe surori, slăviți să fie Domnul. În veci, amin. Și cu acest prilej binecuvântat și sfânt cu care încheiem, ca să zic așa, șirul Sfintelor Sărbători ale nașterii Mântuitorului nostru prea iubit, suntem datori să stăm înaintea Domnului cu sentimentul și cu gândul mulțumirii și recunoștinței noastre față de Domnul, față de tot ce ne-a dat Dumnezeu până aici și până acum, față de tot ce, de toate binecuvântările pe care Dumnezeul nostru, din dragostea Lui, din nețărmurita Lui dragoste care o are față de om și care a avut-o și față de noi, ne-a dat atâtea binecuvântări, cu brațe așa de pline, cum zice fratele Traian în cântare. Ai coborât spre noi, zice omului Dumnezeu în cântare, cu brațe așa de pline. Ne-a dat Dumnezeu și în anul acesta, spre sfârșitul anului și nu numai spre sfârșitul anului, ca să spunem așa, sfârșitul lui an a fost ca o cunună pe care Dumnezeu a pus-o peste noi, peste întâlnirile noastre, peste strângerile noastre, peste adunările pe care, așa cum spunea și fratele Nicu, nu sunt adunările noastre. Pentru că dacă ar fi adunările noastre, de multe ori ar fi o adunătură. Dar din această adunare a copiilor lui Dumnezeu, Dumnezeu o transformă în adunarea Lui, peste care Dumnezeu își pune numele Său, peste care Dumnezeu își pune prezența Sa, peste care, așa cum zice despre poporul Israel, zice, peste poporul acesta, peste neamul acesta, eu mi-am pus numele meu. Cântăm cântarea aceea frumoasă din Isaia, inspirată din Isaia 53 și zice acolo, Domnul despre poporul Său le zice, îți port numele mereu, mereu. Nu te teme, zice cuvântul lui Dumnezeu, îți port numele mereu, mereu, zice, eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Este un popor care nu merita să fie un popor. Este un popor care n-a fost un popor. Dumnezeu a născut într-adevăr dintr-un om, dintr-un părinte, dintr-un om care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu atunci. Și atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Avram și când l-a scos afară, duceți-vă aminte, Avram, ieși afară și uite-te la stelele cerului și uite-te jos la nisipul mării, zice, așa voi face din tine un neam mare, voi face o sămânță. Și zice acolo și Sfântul Apostol Pavel, zice în Evrei, dintr-un popor, dintr-un om care, zice, nu era un popor și dintr-un neam care nu exista, Dumnezeu a făcut un neam mare și un popor mare. Și pentru poporul acesta și pentru neamul acesta, Dumnezeu zice, eu am pus numele meu peste poporul acesta. Fraților, dacă extrapolăm un pic situația la noi astăzi, așa cum au spus frații în cuvânt, nici noi n-am meritat și nici nu merităm ca Dumnezeu să-și pună numele Său peste noi. Oameni care ani de zile am stat departe de Dumnezeul nostru, oameni care ani de zile prin viața noastră și prin atitudinea noastră ne-am împotrivit Lui, așa cum vreau, cum voi citi de fapt versetele legate de sărbătoarea Sfântului Ștefan pe care o sărbătorim noi astăzi, în a treia zi de nașterea Mântuitorului. Oameni tari la cerbice numește Sfântul Ștefan. Voi v-ați împotrivit întotdeauna planului lui Dumnezeu. Oare astăzi nu-i tot la fel? Oare astăzi, în vremea noastră, oamenii nu sunt tot la fel? Oameni tari la cerbice. Prin atâtea moduri și modalități se răspândește astăzi cuvântul lui Dumnezeu, oamenii rămân tot în nepăsare. Rămân tot tari la cerbice. Ori peste noi, peste cuvânt, peste acest mănânc de frați care nu merităm într-adevăr. Noi suntem aici. Dar peste acest mănânc de frați, peste acest buchet de frați, Dumnezeu își pune numele Său. Dumnezeu își pune pecetea dragostei Sale. Spuneau frații că sunt bănci mai goale, e adevărat. E a treia zi de sărbătoare și frații noștri și o parte din tinerii noștri s-au dus pe alți frați, s-au dus pe la alte adunări să cerceteze. Chiar copiii, când am ajuns azi de la muncă pentru că am lucrat, am spus ce faceți. Tate, vrem să ne ducem mai așa. Mergeți cu Domnul. Domnul să fie cu voi acolo unde vă duceți. Duceți vestea bună a Domnului, duceți vestea că iubim pe frați,
că ne dorim să fim una, că îi iubim și că în această familie sfântă a oasei Domnului noi n-am avut nimic și n-am pus nimic. Tot ceea ce avem aici, tot ceea ce suntem noi, tot ceea ce avem și ne dă Dumnezeu în fiecare zi și în fiecare adunare este numai darul și harul lui Dumnezeu. Prezența Lui, zice atât de frumos, fratele Drea, prezența Ta m-a mângâiat în orice loc, de orice dată. Cât aș fi fost de părăsit, Tu mi-ai umplut ființa toată. Suntem aici în adunarea Domnului și datorită Lui, datorită prezenței Lui, ne simțim fericiți și însetăm mereu. Uitați-vă, astăzi vorbeam cu un coleg, pentru că astăzi am lucrat și m-a întrebat ce ai făcut de sărbători. L-am întrebat și eu pe el, ce ai făcut în zilele acestea de sărbătoare? Ai simțit ceva? Ai simțit florul nașterii? Ce a însemnat pentru tine sărbătoarea nașterii Domnului, sărbătoarea Crăciunului? El se zice, n-am simțit prea mult, mai mult obosit am fost, zice, n-am simțit prea mult. Degeaba a venit și anul acesta sărbătoarea nașterii Domnului. Domnul și anul acesta, toți trăim, tot plimbeam, tot bate la uși încuiat, așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu. O, mâine și ei în ușa ta vor bate, zice. Și zice frumos, fratele Trean, în cântarea, mâine în ușa raiului ai să bați, ai să bați să ceri tu lui. Ce va fi? Vei primi? Nu? Sau da? Tot așa, zice omul lui Dumnezeu. Adică cum tot așa? Dacă l-am primit aici, acum, pe Domnul și dacă ne-i drag să trăim cu El, cu siguranță ne va fi fericită veșnicia noastră, veșnicia trăită împreună cu ei. Copiii lui Dumnezeu nu simt altceva în lumea aceasta, singurile bucurii adevărate care ne-au rămas ne sunt frații și adunarea. Dragii frații și adunarea, zice fratele Trean într-o cântare, rugăciunea și cântarea. Spuneam fratele Nicola, ascultam și cu durerare mă gândeam la mine. Eu sunt duminică de duminică în adunare, ne vedem cu frații, dar copiii noștri și frații noștri care sunt răspândiți ca străini în lumea aceasta, uitați-vă, la o lună, două, să te poți vedea cu frații, să n-ai posibilitatea să te întâlnești. E un har, fraților, să precim astfel de adunări. Frații care vin la noi în Corocăiești și care ne-au văzut, așa cum spunea fratele pe internet, văd casa plină de frați. Când vin alți frați, mai povestesc frați care ne sună și vorbim cu ei, fraților, la prețimii voastre este rai. Nu știm să precim astfel de locuri. Dumnezeu ne-a dat un har și ne-a dat o adunare și ne-a dat un fel, ne-a dat o binecuvântare pe care noi nu știm să o prețuim. Mult mai mult, zice Domnul poporului Israel, zice, și dacă ar fi trebuit să fac ceva mai mult, se întreabă, spune tot prin profetul Isaia, ce ar fi trebuit să mai facă iubirii mele și n-am făcut? Ce ar mai trebui să facă Domnul pentru noi? Uitați-vă, sfârșim un an. Și spre sfârșitul acestui an, Dumnezeu ne-a dat atât de binecuvântări, chiar și în sărbătorile acestea. Dovezi de iubire prin tot ceea ce ne-a dat Domnul, prin frați, prin cântări, prin programul de copii, toate acestea sunt binecuvântări date de la Domnul. Mă uitam astăzi că am scăpat un pic mai repede de la muncă și am vrut să traversez orașul să vin spre casă. Undeva în centrul Sucevei, Consiliul Județean a organizat o mare petrecere de nașterea Domnului, cu toate obiceiurile și un festival al sărbătorii de Crăciun, cu toate obiceiurile din Bucovina. Și mă uitam acolo, ce tămbălău, câtă lume adunată. Am zis, dacă ar sta acolo un om al lui Dumnezeu să mărturisească cuvântul, câți ar mai rămâne să asculte cuvântul lui Dumnezeu? Dar la toate obiceiurile lumii păcătoase, cu tot amalgamul acesta de obicei lumești și păgânești, oamenii erau mare de oameni. Dacă ar fi cineva acolo să ridice cuvântul lui Dumnezeu și să-l spună, oameni tari la cerbici. Așa a fost omul lui Dumnezeu, întâi un martir Ștefan, chiar poporul său ales, chiar poporul la care Domnul l-a trimis și l-a ales și l-a pus deoparte, omul lui Dumnezeu, martirul lui Dumnezeu, care a venit cu adevărul și cu cuvântul lui Dumnezeu, a stat drept și a spus, oameni tari la cerbici. Zice atât de frumos aici, dar atât de dureros, zice, oameni tari la cerbice, ne tăieți împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci ne-au prigonit părinții voștri, au omorât cu pietre pe cei ce vesteau mai înainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât.
Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Când a auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșnea din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au tirit afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta? Și după aceste vorbe a adormit. Fraților, e dureroasă icoana aceasta a uciderii unui om sfânt. Dar dacă stăm și privim de-a lungul istoriei, de-a lungul Sfântului Cuvânt și nu numai a Sfântului Cuvânt, până la noi, până în generația noastră de astăzi, zice Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, zice că toți cei care au căutat să trăiască cu evlavie în Hristos au fost prigoniți. N-au avut altă soarte. Zice fratele Traian în cântarea aceea, totdeauna pe Domnului care zice, au fost lupte și au fost prin destui, căci acei ce au urmat boii sale trebuit au să-i semene lui. N-au iubit, zice lumea, nu, niciodată, pe acei câți au urmat lui cu zel, ci cu ură mereu neîmpăcată, i-au primit pe pământ ca pe el. Ca pe el, ca pe întâi martir, ca pe cel mai mare martir, trimis din cerul, Domnul Iisus. Toți trimișii lui, toți cei care au urmat după Domnul, n-au avut altă soartă decât soarta aceasta, soarta martirului, soarta martirajului. Zice într-o frumoasă poezie care îmi place extraordinar de mult, zice fratele Traian, despre vestitorul lui Dumnezeu și zice într-o stofă, zice, ce să facă vestitorul cel conștiincios și ales? Să acopere adevărul sau să-l spună înțeles, să se ascundă de furtună sau să înfrunte ei delir. Care soartă să aleagă? Cea de laș sau de martir? Și fratele zice, Doamne, dă putere celui căruia Tu l-ai pus străjer, nu lăsa să tacă vestea care Tu i-ai dat din cer. Copiii lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu și tot lanțul și șirul de martiri, de la marele martir, de la trimisul Tatălui, de la Mântuitorul nostru drag și până la noi, oamenii aceștia și Sfinții lui Dumnezeu, oamenii aceștia trimiși de Dumnezeu, n-au avut altă soartă decât soarta martirajului. Majoritatea așa au sfârșit toți. Toți copiii lui Dumnezeu care sunt acum acasă la Domnul au sfârșit prin felul acesta. Dar prin moarte, finalul cântării atât de frumos, într-un ton atât de plin de nădejde, încheie și închide omului Dumnezeu cântarea aceasta, dar prin moarte numit vei culege răsplătirea cerescului zel, căci mereu astfel Domnul și alege pe acei ce împărății vor cu el. Fraților, noi suntem acum rodul jertfelor, părinților și înaintașilor noștri. Uitați-vă ce vrem de har am trăit și anul acesta. Încheiem în an 2022. 2022 de ani, de când Tatăl Ceresc ne-a trimis pe Mântuitorul în lumea noastră. Și noi în acest an, mai ales în ultimii ani, ne-am bucurat, noi, generația noastră, pot să spun generația fraților, acum de 60 și ceva de ani, n-am știut, doar am prins puțin din prețul pe care l-au plătit frații noștri, amenzi și alte amenințări, dar n-am luat o palmă pentru numele lui Dumnezeu. Frații noștri dinaintea noastră au plătit mult mai scump. Bucuriile noastre de astăzi au fost plătite de părinții noștri. Zice, alții au arat și au semănat, voi acum culegeți roadele lor. Pe urma ranelor durute, pe urma anilor vechini, zice omului Dumnezeu, belșugul roadelor slăbite i-a adunat acum din plin. Să nu ne pară greu, poate ne-am prea obișnuit, mi-aduc aminte că spunea omului Dumnezeu, fratele Traian odată, zice, fraților, eram într-o noapte de revelion undeva la Dușești, aproape de Beiuș și țin minte că în casa aceea, în casa unui frate cu două camere și cu o ușă mai mare pe mijloc, ne vedeam unii pe ceilalți printr-o deschizătură așa mai mare și
Parcă acum îl văd într-o noapte de regulă, prin anii 85-86, nu mai țin minte ce ani, și parcă acum îl văd, era unul și ceva spre două noaptea. Și frații mai erau obosiți și fratele Traian s-a ridicat în deschizățura aceea dintre cele două camere și zicea, fraților, să nu vă pară rău că am stat până acum. Oboseala trece, dar bucuria rămâne. Noi am primit așa mare har de la Domnul. Așa multe binecuvântări am avut noi și în anul acesta. Și chiar în sărbătorile acestea, Domnul ne-a dat atât de binecuvântări. Fraților, să le folosim și să le strângem ca niște mărgăritare scumpe pentru inima noastră. Nu știm ce vremuri vor urma. Cuvântul lui Dumnezeu zice că spre vremea din urmă vor veni vremuri grele. Și parcă la orizont se profilează vremurile acestea. S-ar putea să vină o vreme de prigoană, o vreme de secetă și de foame, de când zice cuvântul Domnului, când fetele frumoase și plăcăi vor alerga de la o parte, la o margine, la pământul la cealaltă, să mai audă cuvântul lui Dumnezeu și nu-l vor mai auzi. Nouă ne-a fost dat harul acesta să avem parte de ani de zile de belșug de binecuvântare. Cum îl primim pe Iisus? Mi-a rămas atât de marcat gândul acesta pe care l-au spus frații în steneta pe care s-a dat alaltă. Tu cum îl primești pe Iisus? Cum îl primești? Ce îi spui lui Iisus? Domnul bate și anul acesta, zice fratele Treagă într-o frumoasă poezie, zice, o, ce har să poți răspunde zărilor senine, Duhul Sfânt e în pieptul meu, e născut în mine. Dumnezeu să ne dea putere, fraților, aici unde ne-a pus Domnul, să-L slujim pe Domnul, să fim gata, dacă mâine, voi mâine s-ar cere, așa cum spunea fratele Nicu în cuvânt, să ai tăria să spui oriunde și oricând, sunt copilul lui Dumnezeu. Să ai demnitatea aceasta, pentru că un om al lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu, impune respect. Impune bună cuvință. Acolo unde este el, să știți, un copil al lui Dumnezeu este un om respectat. Dacă trăiește cuvântul lui Dumnezeu și rămâne un om credincios lui Dumnezeu și cuvântul său, omul acesta și omul acela și sufletul acela impune respect acolo unde Dumnezeu l-a pus. Domnul să ne binecuvinteze pe noi, să nu ne pierdem puterea de a săra. Aduc aminte de o istorioară, părintele, eu să zicea părintele una din istorioare, zice, cineva zice, îl întreba și tot îl tachina pe cineva, pe un frate, pe un vecin de-al său, te văd mereu că merg la adunare, ce faceți voi acolo? Zice, noi ne ducem acolo ca să nu ne pierdem puterea de a săra. Noi acolo primim puterea de a săra. Uitați-vă, dacă sarea întreabă cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus întreabă, zice, voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Dacă sarea și-ar pierde gustul, la ce ar mai fi bună sarea? Nu-i decât de lepădat și de aruncat. Dar copiii lui Dumnezeu, prin astfel de strângeri, prin întâlnirile noastre, prin prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, Dumnezeu ne dă puterea de a săra, de a fi lumină și sare în mijlocul unei lumi în care întunericul și în care este norul acesta și noaptea aceasta întunecată, păcatul este tot mai grea și tot mai deasă. Noi ne-am pierde puterea de săra dacă n-am mai avea părtășia noastră cu Domnul și părtășia noastră unii cu alții. Aici primim puterea de a săra. Și întreba părintele, zice, uitați-vă, mările și oceanele, cât de adânci sunt. Două treimi din suprafața globului pământesc este acoperit de apă. Mările și oceanele, zice, ele nu se strică apa pentru că ea este sărată și ea își păstrează mereu prospețimea și își păstrează mereu lumina și transparența pentru că, zice, în apa sărată ea nu se strică. Dar băltoatele celelalte, zice, cu apă dulce, dacă apa nu curge, ca și păriașul acela despre care zicea părintele, despre păriașul care s-a oprit din a curge și plugul care s-a oprit, zice, și nu mai ară, zice, dintr-o băltoagă, zice, de apă dulce, dintr-un lac cu apă dulce, zice, s-a transformat într-o băltoagă care tot felul de gângănii, zicea fratele Traian, stau în ea. Noi aici, în lucrarea Domnului, primim putere de a săra. Prin cuvântul lui Dumnezeu, prin tot ceea ce ne dă Domnul în adunarea lui, împărtășia noastră cu unii cu alții, primim puterea aceasta de a săra, de a da gust, de a da sens, de a da frumusețe și de a răspândi prin orice fel de cunoștință, prin orice fel de acțiune ale noastre, mireasma cunoștinței Domnului nostru, prea iubit și a Mântuitorului nostru drag. Fraților, Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze, sfârșim un an.
A mai trecut un an de scurtă viață, zice omului Dumnezeu, într-o cântare. Și acesta e poate ultimul celai. O smulge-te din neagra morții în ceață și rupe-ți vărul morții de pe față. O până când mai stai? Slăviți să fie Domnul!